Bine v-am regăsit, stimați respectatori, în această emisiune îl am ca invitat pe Liviu Tănase, consultant politic. Ce mai faceți? Pe aici, da? În zonă. Bună ziua! Vă place și... la Bistrița? Asta e întrebare de Caterinca, așa? Nu! Păi, da! Păi acum avem și niște străzi asfaltate, așa mai... Ce aveți? Niște străzi asfaltate, dar ce nu vă convine acum? Azi când te-ai trezit, nu te-am jurat nimeni? Nu. Da, bine, vezi cum faci. Am prins, traficul l-am prins. Eu știu, gata, m-am prins, te rog să mă scuz. Domnul, prietenul tău, domnul așa. Turc, da. Ți-a dat niște bani și a zis, băi, vorbește și tu de străzi. Nu, că nu ne-am întâlnit încă. Da, ți-a promis că îți dă. Nu, nici nu. Și un om care se ține de promisiune. Așa am auzit eu. Să vede. Deci, cum v-am spus, stimați respectatori, ăsta ia bani și facem publicitatea lui Turc. Nu, dar eu vă întrebam așa, că ați fost dus și pe la București, ați venit. Așa, ce e la București? Găsit... Nu amestecăm nu. Bucureștiul, ce face Bistrița? Păi acolo nu. E un handicapat mare, șanse șase mici. Șanse șase mici. Ceva. Aici avem unul singur, la Bistrița mă refer, pe care îl știi. Se numește Nelu Turc, prietenul tău la Catarama. Așa. Și cu care te mai faci tu câte o emisiune, câte o chestie, să păi mai dai niște bani. Păi mă trebuie, nu trebuie. Bă, no. Presa trăiește cu publicitate, păi, nu cu nu? Bani din aer. În rest, nu-i meritul lui Turc că s-au asfaltat străzile, este meritul companiei MIS, dacă vrei să-ți fac reclamă, eu o fac. Așa. MIS, compania MIS, grup, pentru că eu cred că au făcut mai mult decât ar fi trebuit în contractul ăla. Și uite că avem de bine de rău, ne era frică că nu o să mergem nici pe... Păi asta vreau să zic, că erau tot felul de discuții, că... Când o să se termine, când se pare că s-au încadrat în... Nu s-au încadrat, că nu e încadrare, e sub încadrare. Adică au făcut-o mai devreme ca termen, pentru că oamenii chiar au lucrat. Chiar dacă sunt problemele care sunt, adică alea pe care crezi că le-am mai vorbit, cred că le-am mai vorbit, în sensul că, știi, țevile, baia, canalizarea, nu erau prinse în proiect, bla, 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 bla. Dar iată, uite că avem, mai avem încă de suportat, că s-a început și pe acolo, lângă piață, pasajul ăla sau ce Dumnezeu e acolo. Da, pasajul. Și e destul de deranjant, dar văd că se circulă destul de bine, acum când vorbim. Destul de bine, da. Ok, e aglomerație, nu zic nu, dar... Normal, și orașul e mic. Orașul mic și înghesuit, știm asta. Nu poți să ceri să ai străzi dacă nu ai și blocaje. Cred că e la mintea cocoșului ăsta. Dar noi așa facem, noi oamenii, în general. Cerem, ai mă, că nu s-a făcut, nu s-a asfaltat. Și când începe lumea să pregătească terenul pentru asfaltare, a, ce ați făcut, mă, faceți asfaltări? Da, ce să zic? Ne îngrăbădiți pe noi în trafic. Ne îngrăbădiți da. Pe noi în trafic. Suntem un pic și ciudați. Dacă nu se face, de ce nu se face? Dacă se face, de ce păi se face? Păi este exact ca în proverbul acela, dacă nu e așa, de ce e așa? Și dacă e așa, de ce nu e așa? Dacă toți suntem aici la la modernizările astea de străzi, da. Nu s-a prins în proiect partea tot ce înseamnă tubulatura, da. Tubulatura, canalizarea, alimentare cu apă și așa. Da. Nu înțeleg aici, că am mai discutat și ați discutat și dumneavoastră cu primarii în județ și toți ziceau, bă, întâi bag țăvile de apă, conductile alea la alte mai mari de la canalizare și pe urmă mă apuc să asfaltez. O să pară ciudat că nu se răspunde la întrebare. Am auzit o explicație într-un context citit de mine, într-o publicație online, de domnul Sandru, dacă îl cunoști. Da. General manager la Aqua Abyss, cu tot, care spunea că țevile care au 100 de ani rezistă mult mai bine decât țevile care sunt în ziua de azi. Este o explicație dată dumnealui. Adică de unde rezultă că, așa cred eu nu sunt specialist, că tot ce înseamnă astăzi pexal sau cum se numesc materialele astea ultra moderne, ultra rezistente, la domnul Sandru nu le rezistă. Păi adică să înțeleg atunci că țevile, da. Că vorbim de țevi, țevile făcute
Acum 100 de ani. Păi l-am citat pe domnul... Înseamnă că alea s-au făcut foarte bine, s-au respectat... Niciun caz de plastic, dacă facem o remarcă. Da. Bun, dar aia înseamnă că s-au făcut foarte bine. Da. Pentru că băgându-le în pământ unde îi și apă și umezeală și tot ce vrem, alea ar trebui să ruginească, să crepe, să... Din păcate, sau din nefericire, nu știu cum să zic, avem niște lucruri pe care nu le înțelegem. Eu așa cred și aici mă refer la faptul că s-a aprins lumina. A ieșit soarele. Mă refer la faptul că cred că în fiecare oraș, și nu cred, sunt sigur că în fiecare oraș din România, acolo unde se lucrează pe fonduri, la reparații, străzi, etc. Doamne, ce frumos ești! De când a venit lumina asta nouă. Ar fi necesar, schimbate sau, eu știu, îmbunătățite toate țevile din subsolul drumurilor. Aici aveți perfecte dreptate. Ar trebui schimbate măcar cele de apă. Apa de la robinet. Apă și canal. Apă. Că... Pentru că pe conductele alea cu siguranță există depuneri. Dacă cumva nu știți, în afară faptului că plătim apă, noi plătim și canalul. Deși ala trebuie reparat. Eu am zis că măcar alea, că dacă oricum nu se schimbă nici acum cei de pe arterele astea principale unde s-au făcut acum asfaltările și s-au schimbat conductele, se pot considera niște norocoși până la urmă, că li s-au schimbat, s-au schimbat coloanele. Sper că s-au schimbat cum trebuie. Să sperăm, sau poate vedem după ce se toarnă că și muzura și domnul Sandru a vorbit doar de calitatea țevilor, n-a vorbit și de calitatea manoperei. Da. Care nu seamănă cu aia de acum 100 de ani. Acum o să pușoresc lucrurile. Dar în fine, cam așa stau lucrurile. Acum să sperăm că nu o să... Concluzia finală, domnul Dorin Arsene, este că nu domnul Turc a făcut treaba asta. Nu. Ci compania care semna contractele, Miss Group se numește. Asta e, pentru asta e publicitate. Pentru domnul Turc, considerați că ați făcut tot. Păi el le-a pus în operă proiectele. Nu el le-a pus în operă, le-a pus alții. Ce în operă. Ce sunteți? Da. Păi dacă e adevărat, i-a trebuit mandat de primar, trebuie să-și facă treaba. Le-a pus el în operă. Le-a pus primarul. Da. Oricare altul. Da, primarul. Dacă toți suntem aici la oraș, la Bistrița, la municipiu, problema asta cu deșeurile se pare că nu, cu gunoaiele, se pare că nu are un, cum să zic, nu are o rezolvare până la urmă. Știți că sunt, nu un pic, știți că sunt, s-au cutiile făcut acelea? Cu cutiile alea. Da. I-am mai zis și lui domnul Nicolae, de exemplu pe Arțarilor, cum mergi pe lângă linie. Nu mai nevoie să spui că știu unde sunt. Așa? Așa? Îți puse chiar lângă șosea. Da, dar unde vrei să le pun? Umblă cercetașii prin ele de și lasă ușițele alea mici deschise. Da. Și dacă vii seara sau chiar și ziua și nu le vezi. Da, iei ușile astea, când te gândești. Da, iei frumos pe mașină. Le-ai luat ca să fim nu, clar? Nu, nu. Sunt destui care le-au luat. Așa. Pentru că nu le vezi, că nu le vezi. Știi, e ca și cum ești acasă, deschizi dulapul la bucătărie, pleci și când te întorci, ai uitat că nu l-ai închis, dai capul. Te-l închizi cu capul. Despre asta e vorba. Sau nu l-ai închis, îl dai peste cap. Da, este o problemă delicată. Aia s-a făcut pe repede înainte. Da. Nu mă pune să spun mai mult decât pot. Nu. Că îmi strigi povestea. Da. Urmează să am o emisiune cu domnul. Am uitat. Da. Așa că nu mă provoca. Da, este cumva nașpa chestia asta. După cum știi, dacă vrei să vorbim despre asta, Consiliul Județean a cedat prin document tot ce înseamnă orașul, semingropatele, unde, din câte știu, domnul acela care ți-e ție prieten, că uit mereu cum îl cheamă, vrea să facă niște platforme îngropate. Așa. Dacă platformele alea îngropate vor fi făcute ca la carte, trebuie să recunosc că Bistrița scapă de un necaz. Mă refer la, în mod special pentru cei de la blocuri. Să sperăm. Pentru că ele vor fi făcute cu preponderență
preponderență în zona blocurilor. Și atunci lucrurile se vor schimba, repet, dacă ele vor fi făcute cum, adică proiectul va fi făcut cum trebuie, pentru că acolo jos, datorită fără de ce, se va aduna levigat și se va arăta peste câțiva ani timp destul de rău mirosul, etc. Dar dacă e făcut ca lumea, probabil că va fi o chestie foarte mișto. Interesantă povestea cu alea. În București, în sectorul 3, da, sunt făcute de 14-15 ani, cum se făceau pe vremea aia, și pot să spun că ține mare dragul să te duci prin sectorul 3, zona Miniș, Titan, Sălăjan, foarte mișto, adică n-ai să vezi decât niște guri țevi, așa, semi-rotund, da, semi, da, în care n-ai cum să pui decât ceea ce trebuie să pui, nu merge să pui volume. Nu, nu, dar acolo se așa, făcând, implementându-se, da, aceste semi-îngropate sau îngropate, nu se vor mai amesteca? Adică eu nu mă... Păi n-ai cum! A. Deci, așa, este o platformă, da, de tablă, probabil, așa, pe care sunt montate niște țevi, 3, da, sau 4, depinde cât de mare fac platforma, țevi. Iar sub platformă, țeava nu cade decât într-un singur container de 1,1. Deci nu poți să pui ce pui în țeava asta să cadă alături. Am înțeles. Păi nu, dar dacă am acolo, de exemplu, am menajerul... Nu cade alături, n-are nu, cum. Nu, stați un pic. După emisiune îți fac un desen, okay, ca să te liniștești. Nu, că eu vreau să... că aici ai o altă problemă. De exemplu, la monul. Ce-i făcut monul ăla? Cum? Rădu, cu ce-i făcut? Ne luminează halul ăsta. S-a făcut. Dormi bine azi noapte. O dormi bine, da. E odihnit. La monor, de exemplu, dacă nu ai plasticurile și dozele alea în aia galbenă, în, ziceți, în buvela aia galbenă. De cine vorbești acum? De monor, dar vreau să fac o paralelă cu, stați un pic. Ce ai făcut? Ascultați-mă domnul un Dorin. Sau dasaj pentru hârtie, pentru sticlă, sticlă. Da. Și avem aia galbenă pentru plasticul. Da, da? E, dacă, să zicem, în aia galbenă, în buvela aia galbenă, unde plasticurile și dozele alea de aluminiu, dacă îți găsește, da, menajer, nu ți le ia. Da, mi se pare corect. Ok, dar în oraș că se ducă ea și le aruncă la grămadă. Asta e, n-are ce să facă altceva. Eu la asta mă refer. Deci aducând chestiile alea de îngropate... Dar nu mai cumpărați cu monorul, că la voi acolo nu aveți, vai mama voastră. Apoi n-avem apoi altă treabă. Eu nu știu de ce nu îl împușcați pe primarul ăla. Dar n-aveți apă, n-aveți canal, n-aveți gunoaie, n-aveți de niciunele. Păi nu, împușcați-l cu praștia, nu cu altceva. Nu, să nu doară, numai să doară, nu să moară. Să trage, trage cu praștia după el. Păi se pare că... Dar am auzit că se schimbă, vine un primar tânăr, cu, da, forță. Vânos, vânos. Da. Nu, dar aici, eu la chestia asta mă gândesc că dacă se implementează proiectul ăsta pe semi-îngropate... Asta trebuie să vorbesc cu prietenul dumneavoastră, domnul acela. Am înțeles. Nu, dar ziceați că e la București și vreau să știu un pic despre ce e vorba. Dar stai că mințe, la București nu se duce pentru asta, se duce pentru altceva. Nu, nu, nu. Proiectul ăsta există la București. E implementat în București, dacă nu cumva s-a mai făcut și în alt sector, nu ți minte, în sectorul 1 sigur nu este, în sectorul 2 este tot supercomun, nu cred că au făcut, dar au alte sisteme de... Da, sistemul ăsta, din câte mi-ați povestit, în primul rând, nu o să mai aibă acces să intre, să scoată cercetașul, eu așa le spun, da, și să lase pe lângă de... Nu, că numai degeaba gata. Trec. Deci degeaba. O dată. Da. Acolo e o țeavă cam așa, așa, nu știu, pe care... 50, care iese din platformă, presupun că asta e platforma, așa, care se ridică, da, și coboară. Aici sunt 3-4 găuri, da, le făcute. Da. Vine țeava asta care este înspre direcția în jos. Așa. Când ajungi la ea, ești cu sacul în mână sau cu ce ai tu în mână, începi să scoți, să pui aici plastic, aici aia, aici aia. N-ai cum. Da, da, da. Cel mult poate să cadă în afara containerului dacă ei nu-l iau la timp. Să cadă jos. În, da. Dar în rest nu are cum să se amestece. Nu are cum să se amestece, pur și simplu. Efectiv nu are cum să se amestece. Am înțeles. S-ar putea amesteca dacă băieții vin cu o mașină, ridică platforma și ia toate 4 containerele și le pun în aceeași mașină. Aia e altceva deja. S-a mai întâmplat. Dar eu cred că nu o să facă așa ceva, pentru că înseamnă că... Nu, mă tem că nu fac așa ceva.
E o părere personală, bineînțeles că e o părere personală. Da, să sperăm. Doamne ajută să se implementeze. Da. Mai scăpa un pic de mizerii. Dar există vreo variantă să scăpăm de gunoaiele de pe ape, de exemplu? Da. Care? Există o variantă să scăpăm de gunoaiele de pe apă, după câmpii, după... Așa? Unde cosesc oamenii, că am văzut un clip interesant. Da. Am căzut pe spate. Ajut clipul a fost făcut în secolul XIX, ca să știi. Așa. Unde oamenii cosesc și dau cu sticla, dau cu coasa în sticlă. În, da, în pet, nu în sticlă. Cum spuneți dumneavoastră? Strejupe la coasa, nu? De, da, păi n-ați văzut clipul acela interesant, superb. Da, am văzut. Superb, superb, da, foarte frumos. Cu vaca, cu capra, cu... Nu, nu l-ați văzut? E frumos ca realizare. Da. Nu mă pune să continui, că după aia vă zic că ce, da. Că da. Realizare superbă. Așa. Da, cred că a fost făcut foarte bine. 4K? Eu am o singură întrebare. Da. Nu, e ok. Vă răspund la întrebare. Da, dar trebuie să mergem în UE, da. Să ne cumpărăm măcar cât un sac de bun simț pentru fiecare cetățean. Nu mai zic pe aia cu 7 ani de acasă, cu așa. Că avem pe naiba 7 ani de acasă, de unde dracu să mai avem 7 ani de acasă, ca oamenii să nu mai arunce apă. Că gherțou, mă scuzați, domnul, da. Se duce la pește, face vânt la pet. Că e pe mal, că e în apă, că e... Normal că se adună, ți-e groază, crede-mă, te rog. A. E oribil. Am văzut cea mai mare, uriaș, bine, acolo am fost eu, am trecut podul la Olt, la Vâlcea, da. Bă, ți se ridică părul în cap. Hectare de plastic, frate, pe apa aia. Păi clar, tot ce spun ăștia la TV, pe emisiuni și pe alea, să duc și la pești, să duc și la... peste tot, frate. Dar aici e bunul simț, bunul simț. Nu e buna creștere, bunul simț. E părerea mea, personal. Pierdut. N-a avut niciodată nimeni așa ceva. Cine face treaba asta, n-a avut niciodată. Dar eu am o întrebare cu vis-a-vis de clipul ăla. Bun, s-a făcut-o pentru mediul rural. Că ai făcut, da, cu vaca, cu așa, cu coasa, cu alea. Stați. Mă provoci. Nu vă provoc. Alta e întrebare. Nu? Așa, vă clipul, okay, vă rog. De ce nu s-a făcut pentru mediul urban? Pentru că v-am spus, da, la am țară, la țară nu la dumneavoastră am rugăminte. Da. Dar de ce nu vorbiți dumneavoastră cu domnul Cristi Nicolae, cu agenția care a făcut clipul? Am să-l întreb. Cu... Înțelegeți? Întrebați pe mine. Eu nici nu vreau să-l văd pe ăla măcar. Mi-e groază să-l văd, mi-e și rușine. În secolul 21 punem niște povești care cu coasă te nebun la cap. Da. Frumos așa ca realizare. Foarte frumos, da. Da. 4K am zis. S-au lucrat cu scule bune. Da. Adevărul e că avem și peisaje frumoase. Mentenanța bună. Hai, treceți. Mai aveți altă întrebare? Nu mă puneți să zic ce și cum. Că să supără lumea pe mine și așa e supărat. Am înțeles. Ați fost la Telechi, la castel, la deschidere. De unde știu că am fost cu dumneavoastră? V-am văzut în niște poze. De unde, mă, că nu sunt poze? Da, v-am văzut în niște poze. Așa, continuați. Am văzut. Cum vi s-a părut? Superb. Am văzut jos. Am mai serios? Da, frumos, rău, da. Da. Vrei părerea mea personală sau vrei să dau barbă lui Radu Mondovan? Vreau părerea dumneavoastră, pentru că eu știu ce a fost înainte acolo. Bine. Așa. În două cuvinte, când începuse ploaia, un nene și o tanti, în vârstă, așa. Mi-au povestit, în două cuvinte, așa. Tot ce a fost acolo. Deci tu știi că ești de la țară, de acolo, dar eu nu sunt de la țară și mi-a zis oamenii aia care le părea rău că s-a făcut ce s-a făcut. Opa. Și a zis, aici am lucrat eu, aici era dormitoarele, aici era grajdul de vaci. Adică mi-a spus tot. Înțelegi? Da. Nu, continua. Da, este o acțiune foarte frumoasă, este o poveste reușită, nu intru în calitatea lucrării, nu mă duc nu, aici. Nu. Dar mie mi se pare, cu tot tantamul făcut de echipa de la CJ, da. Nu are decât să supere Radu Moldovan pe mine, mi se pare că o să rămân așa. Adică? Adică o să-l viziteze mai nimeni, ca să nu folosesc pe expresie urâtă. Nu e prea departe, totuși.
Bine, o să spui, avem toți mașini, o să ne ducem, am făcut drumul ăla extraordinar, dar înăuntru mă duc să ce? Să vizitez un muzeu cu două scaune vechi și cu patru mese? Aia vreau să vă întreb, ce are acolo? Bun, că s-a renovat clădirea. Gata, nu vorbim de clădiri, clădirea e frumoasă. Ce mă oferă? Nimic. Patru mese și două scaune, în epoca de lemn. Așa. Patru tablouri și opt uși făcute frumos. Păi nu-i cu cazare, cu... Du-te-mă și te culcă, lasă-mă în pace. Pur și simplu muzeu? Da. S-au băgat 5 milioane de euro într-un muzeu? Da, care nu va funcționa cum trebuie, pentru că nici măcar nu are ce ar trebui să aibă un muzeu. Că nu poți zici că aduce piese de la Louvre. Ha! Departe, prea departe. Nu râdeți, domnul doctor. Eu credeam că e altceva acolo, adică Când vreți să mai puneți întrebări, mergeți, sunteți și vedeți și după aia mă întrebați. Păi acum dacă ați fost acolo, eu n-am fost. Am fost, dar nu mi-a plăcut. Nu, repet, mi-a plăcut locația, e frumos, vara, vara. Da. Că iarna, cizma e, te face varză. Păi dacă m-a terminat, termină de asfaltat drumul județean și de la drumul județean... Dar e făcut totul, drumul arată brici. Eu ce vă spun? E făcut tot de Miss Group. Dacă vrei să spun. Da. Castelul? Nu castelul. Drumul. Drumul? Da. Castelul arată frumos, e frumos, e vopsit proaspăt, e... Da. E făcut bine. În temelii, cum se spune. Da. Îmbunătățit pe aici pe acolo. Eu nu sunt de acord cu cei înăuntru. Nu, eu mă așteptam ca înăuntru să fie altceva, de asta v-am întrebat. Că, atât cât am văzut eu, bine, și contextul a fost unul nepotrivit din punctul meu de vedere, nu numai meu, cred că a tuturor, că a plouat cu găleata. Okay. Și lumea nu s-a putut mișca, a stat mai mult sub un covirtir acolo undeva. Și nu cred că mulți s-au mișcat foarte mult. Cel mult părinții care s-au dus în clădirea din spate, nu știu ce făceau acolo, gata, nu mai vreau să continui. Nu știu, nu-i văd viitorul acel, adică viitorul în sensul să producă ceva, să facă ceva. Dacă e muzeu, n-are la 5 milioane de băgați. Văd ce să producă la... Mi se pare o sumă foarte mare, adică mare, pe ceva care nu va produce. Domnul, produce? Ia, stați un pic care... Hai de capul meu! Nu-i 5 milioane de euro? A, dumneavoastră nu vorbiți, că vă e frică. Că știu că aveți prieteni și dumneavoastră. Nu fac parte din show. Ai văzut ce face gardena? Da. Face gălăgie. Nu e problemă că o să avem grijă și de dumneavoastră. Vă prindem noi odată într-un show. Da. Nu, eu vă spun sincer, acum lăsând la o parte gluma. Da, nu fac glume, eu am nu, serios. Zic, lăsând la o parte gluma. Mă așteptam să fie ceva acolo, că se vorbea de turism. Într-una se vorbea de turism. De turism, da. Și mă gândeam, bă, să poate s-au făcut și cazare. Nu ai zis capcați că a murit. Dar ce are? Vă nu, dar să mă vede de telespectator, zice că sunt într-o ureche. Și atunci se dezvolta zona mai bine. Plus că s-au făcut și drumul ăsta, deci, de legătură și eu, Teaca. Cum îmi place. Era o chestie interesantă. Îmi place mie tare mult cum zici că unii și alții. Parolist este. Da. Cum zic unii și alții. Badie. Ca să mă duc la clipul ăla care ți-a făcut ție foarte tare. Badie, n-ai ce să te duci acolo. Te duci cu mașina, intri în curte, vizitezi și după aia pleci. Deci nu poți să... Și n-ai niciunde să stai? N-ai posibilitatea să bei acolo o cafea? Ba da. Dacă ți-o aduci tu, ai înțeles. Da. Și semișul la fel și apa tot la fel. Și... Deci cu pita, cu slăinea și cu... Plăinile roșiile și cu ceapa la tine, la purtător. Am înțeles. Punct. Probabil că vor face pe viitor. Sigur că da. Să sperăm. Sigur, da. Să sperăm. Da, da. Eu vreau să fiu optimist. Tu poți să fii, eu nu vreau. Mulțumesc. Așa. Nu, da. Că știi cum ar fi? Am făcut un proiect de stradă fără să schimbăm țevile. Cam așa e acolo. Da. Înțeles? Da. Am înțeles. Adică n-au... Mă mir că Radu Moldovan a făcut destule chestii mișto, dar n-a gândit că lumea va veni și va vrea să bea o apă, o cafea, să mânce ceva, un sandwich, orice altceva. Și știi bine că... să trăiți! S-a mărit gardena! Da. nu s-a gândit la viitor. Au vorbit despre turism, despre... despre ce... Cred că visau când se gândeau la asta. Mă mir. Nu te mira că așa e. Da. Nu mă mai mir atunci. Nu, dar era foarte... stau și mă gândesc așa, de exemplu, că vorbim aici, am vorbit de
Telechii de Pozmuș. Da. Valea Șieului. Da. Cum urci pe vale, de la Șieu în sus, ajungi în zona submontană, ai peisaj, ai tot ce vrei. Care e submontană? Unde sunteți, Matale, cu casa? Așa, de la Șieu, cum mergi... Da, am fost cu dumneavoastră, da. Așa, că doar mergi spre... Romantic. Da. Dar nu vezi nimic decât iarbă verde și copaci. Păi, unde sunt copaci? Păi sunt. Așa, și? Așa, bun. Nu, și vreți să vă facă drumuri? Vreți să vă facă de alea? Sunt acum. A, sunt? Ăsta ai făcut și eu, Teaca. Urmează să se mai facă... Lăsați că ne spune Radu Moldovan, nu ne spuneți. Da? Ok. Da. Bun, dar se putea dezvolta turismul în zonă. Ce turism, mă? Tu ești nebun la cap. Ce turism să faci, mă, acolo? Păi pe tot ăsta trebuie educație, mă, băiete. Nu, mă, frate, face turismul ăsta la mănăstura acolo, la, cum zice, la, unde se face lapte. Vaca trebuie să crească acolo la voi. Da, crește. Dar vezi că nu-i bine, crește. Vacile sunt cele mai poluante. O să am le tai auzit, gâtul, da, la toată lumea. Treaba voastră, eu v-am zis. Dar chiar am văzut o știre la, pe un canal național. Dacă nu spui numele, nu cred. Adică că am glumit. Nu, stați un pic. Nu aia. Dar ziceau că, deci așa e o descoperire extraordinară, că a scăzut numărul de vaci. Da, de capete. Bine, păi alea numărul la vaci scade de, la animale de 100.000 de ani, vorba aia, da? Și stai și te miri că a crescut prețul la lapte, a crescut prețul, lăsând la o parte curentul și alte prostii. Păi, în magazin vezi laptele la 10 lei, nu? Cam așa? Numai la de capră, că la de capră, vacă, da, e 6 lei. Ajunge. Că ajunge, tu mi-am văzut ieri. Ajunge. Și ăștia iau un leu și ceva pe, spre 2. Du-te la ministrul agriculturii. Dar ce să facă ministrul agriculturii? Să mulgă el capra. Să facă el brânza. Da. Dar ce părere aveți despre Elveția? N-am fost niciodată în Elveția. Am mințit un prieten, nu un coleg, trimițându-mi niște poze de la Colibița, Rian știe, i-am trimis la și am zis că sunt în Elveția și l-a pus botul. Dar în Elveția n-am fost. Nu, dar la ce să vorbește acum, da? Vorbește de noi, mă lasă Elveția. Păi nu, că la noi vi-au ajung. Păi prin Elveția. Elveția. Dar mergem, gata, până în Elveția. Nu, am fost, gata, e frumos în Elveția. Păi propun acolo, se propun, ziceți, economie la curent, la figuri, bă, din astea. Toată lumea care este în UE, da, în UE, da, trebuie să suportăm ce, păi, dar ce facem, ne întoarcem la dinainte de 90? Păi atunci, mă, ne luau ăștia, lua, bă, curentul două ore, tu ai mai gazul. Ai 100 de ani și tu mâine pe mine. Da. Păi l-am pușcat pe Ceaușescu. Așa. Noi. Că nu ne dea curent și nu ne lăsa afară, să ne ducem în Elveția. Nu avem la televizoare, de nici nu mai știm câte televizoare avem în casă. Așa. Dar minte posturi de transmis. Așa. Da, s-a cam lărgit banda. Da? Nu mai câștigă lumea mulți bani și s-a gândit unde? Gazul și lumina. Poc! S-a dus prețul la deal acolo, s-o să mai ducă, stați cu minți. Și cine să plătească? Gherțoi, mă scuzați, fraierii. Fraierii, da. Și de acum când a văzut că e așa, mă, facem economie. Adică mie, doamna, cum o cheamă Van doamna der, domnul? Van der, așa. Am înțeles. Așa, Van der Linden. Ai face economie acasă cu cei 6-7 copii care are acasă. Sigur. Mă lași, cam de operat. Domnul Macron face economie. Da. Își tinge becul el. Umblă cu lumânările prin casă. Bun, mă, băiete. Și cu felinarele. Okay. Și schimbați-vă, ne-a spus domnul ministru al noastrului, deștept pe băiatul ăsta, schimbați-vă toate... becurile? Nu, dar bine, și becurile, așa? Toate elea electrocasnicile. Da, toate electrocasnicile. Nu, luați clasa A, da. Luați clasa A plus, bă, 10 ori. 3 plus, ori 4, da. Facă și el vânzare la, așa, și o comisiune din Austria, după unde și de la OMB, da. Păi, dacă... Ce? El crede că toată lumea are bani cum splătiți acolo. Eu ți-am mai spus, zice-mă, dar tu nu vrei să bagi la cap. Deputații, senatorii, miniștri, ETC, ANRE-ul, președintele, ia un sac de bani. Păi normal că se uită la tine cu scârbă. Ha, și te compătimește, dar nu plânge. Dar ceva, dar nu ți-ai schimbat mașina de spălat și frigiderul și aragazul? Deci, noi vorbim aici despre oameni care au bani, mulți. Da. Și ne conduc teoretic. Da. Că ne conduc prost, o știm cu toții.
Cam așa stau lucrurile. Dar de fapt noi am trimis acolo. De fapt noi am trimis că n-am avut încotro, că poți să te duci la vot. Așa, și tot să duci acolo. Și tot pe ei o să-i trimitem și în 2024. Acum, eu îți mai zic ceva ție, dar fără multe să zică, știi? Dacă mâine ne hotărâm să nu mai trimitem pe, hai să luăm echipa roșie, că tot m-am luat de ei, Daniel Suciu, etică, să nu mai trimitem pe ei. Da. Și de la PSD trimitem habar n-am pe cine. Punem pe listă niște alții, noi. Da. Noi și în politică, dacă trebuie. Da. Păi după primul an s-a stricat. Să nu se strice după 6 luni. E prea mult, uite. E prea mult. Gardena ne spune că e prea mult un an. No. 6 luni, poftim. După 6 luni, da. În 6 luni sunt la fel cu Daniel Suciu, experimentat, am vrut să spun, să nu ți-ai greșit, care are 10 ani sau 12 ani de mandat. 12. De ce? Da. N-are 12 încă, mai are, până are 10. De mandat de deputat, nu de altceva. Ia treilea mandat. N-ai cum, frate, când în portofel intră cardul, stă pe lovele. Și să umflă așa? Nu să umflă, să umflă cum vrea el. N-au cum să aibă milă de tine, el te compătimește din limbă. Da, domnul Tănase, noi, mă refer acum la curentul electric. Noi producem curent electric într-o veselie, inclusiv colibița. Aș vrea să am rugămintea respectoasă la dumneavoastră. Da. Având în vedere că e frumoasă asta emisiune pe care o faceți dumneavoastră, aș putea să mai vorbiți de curent și de asta, că mă enervați. Da, de ce? Dar ce tu vrei să faci? Să urmărești un curs al televiziunilor naționale? Să te vadă lumea că vorbești tu de curent, să te compătimească? Nu, dar... Aveam și eu niște nedumeriri. Ce nedumeriri? Cu metre? Că mă enervez. Păi de ce să facem economie la curent? Pentru că suntem proști. Păi și atunci după ce l-am împușcat pe ăla în decembrie 89? Pentru că suntem deștepți. Așa. Da. Adică am fost. M-am lămurit. Mulțumesc. Ce vrei mai mult de atât? Ce vrei să facem? Înțeles. L-am împușcat singura țară comunistă care și-a împușcat comandantul. Care a lăsat o țară curată, cu zero datorii. Și-a revenit repede la normal țară. Adică n-are datorii. Adică și le-au făcut înapoi. Și le-au făcut cu vârf și cu desat. Cât tot trebuie, da. Mă ocup de gardenă de acum, gata, nu se mai poate. Dinamo ce mai face? Care dacă ați zis că să nu mai vorbim. Dinamo care? Dar știi faza zilei, nu? Nu. Dinamo nu mai ține de Ministerul de Interne. E la poliția locală. Să trăiți, domn colonel. Ce s-a supărat? Avem aici în gardenă un coleg care, ia uite ce expresie are. Păi mă, o poză să-l dăm acolo. Îl punem pe ecran și pe el. Nu, eu am rămas... Băi, alo. Nu-mi încla... Da. Am rugăminte la tine. Dacă să vreau să nu să nu pui întrebări vreau nasoale. Nu. Nu pun. Becali a adus, nu știu, 9, 11, nu știu cât s-au adus. Ce mai de... Acel 32 grăs de bani. Și pe ce loc e Becali? 13. Cum 13? 13. Nu-i mai la Vale? Nu. Nu, e pe 13. Dar a dat un singur, are un singur meci câștigat. E în, aia, în, cum zice, în Conference League, nu contează. Lasă dracu Conference League. Eu vreau altceva. Că azi îl scoate și de acolo. Nu îl scoate. A, mă, tare, sunteți stelist, am înțeles. Nu, și dumneavoastră sunteți dinamovist, am înțeles și pe asta. Am văzut acum iar niște știri cum că, cum îl cheamă, Negoiță ar fi vândut ce? Dinamo. Păi l-am un milion, nu, acum la nu știu cine, cu un milion, așa. Că se punea să discuta despre faptul, bă, că o să vinzi cu un milion când te gândești că o să tot baza aia săftica, păi zice aia nu ia ministerului. Nu știu. Matale, puneți niște întrebări așa. De clasa 5. Păi bunurile alea sunt al Ministerului de Interne. Păi și la ce-o vândut atunci? Eticheta. A. A. Punct. Dacă vândut. Câinii de l-au luat moșul. Badea. Badea. Și-au rămas cu Dinamo. Ce dracu, suntem de bun la cap. Ziceți domnul... Și cu niște steluțe. Domnul din Gardena. Nu vreau să răspund la provocare. Nu facem parte din acest show. Au, da. Vezi da. Ce ai făcut? Nu s-a mai ți-ai adus gardenă și nu e activă. Da. Da. Aș vrea să nu mai vorbim de fotbal. Nu, îmi pare rău pentru că e un brand până la urmă. Cine? Sportului românesc. Dinamo. Da, mă, este un brand.
Păi că trebuia și lor o lecție, probabil că trebuia o lecție, cum și FCSB-ul și-a luat o lecție, că nebunul ăla nu a făcut ceva cum trebuie. A băgat bani ca nebunul și rezultatele sunt nașpa. Da, uitați, de exemplu, am văzut, să luăm Rapidul și Petrolul, că i-au retrogradat, că, mă rog, ce-a fost, da, s-au aliniat, s-au conformat, au plecat din Liga a patra, au ajuns înapoi în Liga 1, e ok. Ăștia la alții, dacă se pare că nu se conformează la niște chestii, deci, stocați. Dacă întreb doar așa de vrăjeală? Nu. La Rapid a venit șocul. Acum. Acum, dar păi da. Când vrei, acum 2 ani. Acum a venit cum? A venit când e sus, nu când e jos, da. Normal. A băgat niște bănuți cât o băgat, dacă o băgat, n-are treabă. În schimb, este un om de afaceri foarte drămuit, da, și foarte sever. Da, am înțeles. Va merge lucrurile cum trebuie. Ai văzut, omul a cumpărat, a făcut niște baze, vrea să facă niște baze, sau nu știu, abar n-am. A intrat și media, a cumpărat media faxul. Deci poți să facă treabă bună, pentru că omul vrea să câștige. Omul știe să lucreze. Nu. Păi nu? Vom vedea, da. O să fie un Rapid foarte corect. Uite, l-a adus pe Adrian Mutu. Apendicită ăsta, cum îl cheamă, așa? Mă, să mai întâmple. Mă, că nu i-am făcut nimic, mi-a rupt mâna. Așa. Da, haide să venim la ăștia. Fotbalul e frumos, mi-e place să vorbesc despre fotbal. Place, da, sigur. Uitați, fetele de la handbal, de la noi. Așa. Ce e cu ele? Au început bine. Pe locul 3, 10 puncte, un meci egal. 3 victorii și un egal. La Dena mi-a arătat că 4. Ești la egalitate de puncte. E locul 4, da, da. Ești la egalitate de puncte, e diferență de sunt 3 echipe pe locul... 3. Pe locul? 3-5. Cum nu? A, stai la prost, la Golaveraș. Vâlcea. Are rezultate, da, gata. E pe locul 4, ok? Cu Vâlcea, da, la Golaveraș. Mai trebuie împins de acolo ceva. Știi că, adică nu știu cum ai fost la emisiune, l-am avut pe cum îl cheamă, pe Horatiu Pașca, în emisiune. I-am spus ce am crezut eu ca om, particul ăla care stă în tribună, vine de pe mal, fiecare chibisează în felul lui, vede în felul lui. Odată intrat în teren cu fetele, se schimbă un pic socoteala, el este antrenor, nu-i de el, de la altă, are experiență. Sunt anumite fete, bine, eu spun asta și pentru fotbal. Spun asta pentru orice sport în echipă, unde nu mi se pare că lumea muncește așa cum trebuie. Firesc că Horatiu nu o să spună niciodată, bă, nu, că facem antrenamente mai ușoare. Nu, el spune că muncește și îl cred. Dar sunt anumite fete care poate prind o zi grea, proastă, nu știu cum să o numesc, joacă, ok, joacă, numai să se păstreze aici unde e, pe locul 4. Trebuie să păstreze. Bine, la egalitate cu Vâlcea, da. Numai că ideea să nu uităm că sub ei sunt niște echipe care vin glonți. Spusele lui Pașca, lui Horatiu. Toate meciurile sunt grele pentru că aproape toate echipele s-au întărit și s-au întărit bine. S-au întărit, fiecare vrea să muncească. Și o să fie destul de echilibrat campionatul. Nu știm cum o să fie, o să fie. Eu aș vrea să vorbim de, bine, vorbim de toți, despre Gloria, care sper să-și păstreze steagul acolo, 3-4, nu mai jos, pentru că campionatul trecut l-am încheiat pe 8, dacă nu cumva m-am lăsat memoria. A fost un campionat, o excepție mai... Ok, da. Să nu mai facă excepție genul ăsta, să stea în 3-4, că după aia băiatul ăla de la etajul 2 îl apucă pandaliile și ardă cu el de asfalt. Intră pe teren. Păi nu mai are mult să intre pe teren. Da, să fie un... O să mai fie ceva ce o să influențeze campionatul ăsta de handbal. Arbitrajul. Arbitrajul. Uitați, am văzut... Deci, este niște bagabonți. Am văzut Gloria cu Vâlcea. Deci am rămas la un moment dat, bă, ce fac ăștia? Că unul arbitra într-un fel, ălălalt arbitra în altfel. Păi nu sunt doi. Cum e vezi? Arbitrezi la fel? Păi nu arbitrează în același meci. A. Unul s-a uitat în tribună. Unul arbitra la partea din dreapta și unul la partea din stânga. Da. Da, o să fie o problemă. Eu avem așteptări în ceea ce privește arbitrajul, având în vedere că... Ce, avem venit președintele Federației de Handbal? E un președinte nou care a fost arbitru, internațional. Da. Așa și. Și am înțeles că și bine cotat așa și bine văzut. Așa și. Păi să facă ordine. Păi de atunci nu mai... Dar ce mă faci ordine cu coasa?
Păi dai, dai afară, duci alții. Cum să-i dai afară? Că să-i găsești așa, e chiar așa simplu. Dar ce ești legat? Și acolo nu se naști fiind, ce? Alo? Dar păi da, nu-ți legați de glie. Ei, nu, pe dracu. Pe vremuri. Ui la gardină să nu zică ceva. Da. Așteptam să-mi pui o întrebare, nu mi-ai pus. Te las. Treaba ta, dacă tu vorbești de handbal. Treaba ta, nu spun despre ce vorbim. Bine, nu știu, o să mă amintesc, că m-am luat cu poveștile și eu. Am observat de partea cealaltă la fotbal. Și echipare un... Nu trebuie să ziceți nimic, că trec eu mai departe. Nu vă place fotbalul, nu? Îmi place, dar aș vrea să nu vorbesc eu despre el, că nu mă pricep. Au și ei un start de campionat bun și cu Cupa României, se pare că încep să miște lucrurile acolo. Știu că am discutat cu Falub odată și a zis, bă, dacă se dorește de la primul până la ultimul din clubul ăsta să se promoveze, ce o să promovăm? Acum, să vedem. Se mă gândea la unui antrenor. Seria lui, seria dacă, e una foarte dacă grea. Clubul, da. E o părere personală, da. A deschis secție fotbal. Așa. Și domnul Falub e antrenor principal la secția fotbal. Ce a vrut să mestece el cu vrăjeala asta care ți-a aruncat o ție în cârcă? Păi el trebuie să organizeze, să facă, să aibă meciuri bune, în talpă, cere, păi stați un pic, dacă ghete. Antrenorul cere, bă, mai trebuie 3 jucători, mai trebuie nu știu lasă-mă ce, că iasă că n-au bani. Stai cu minte. Ok, iau da. I-au dat, numai să cuminte. Vedem. Asta sunt mangleli ieftine, nu merge cu la mine cu de-asta, știi că nu merge. Mangleli, e, nu sunt mangleli, din câte l-am văzut așa e un tip serios și muncitor. Știu, toți sunt serios, până când ia butaie. Ce rău să te ies. Da. Și Hurețu Pașcu e serios. Da. Nu. Dar mai ia și butaie din când în când. N-ai ceva, mă, poți să câștigi una. Și atunci, și ce, lui Pașcu, poți zici că nu i-a dat ce îi trebuie? Ba da. Ba, eu da, cum să nu-i dai? Așa i-a dat și lui Falub, așa dă și la toți care trebuie să le dea. De asta de echipă mă refer. Că doar nu o să aducă un sportiv de karate. La echipa de handbal ce nu vă place? Îmi place tot, toate fetele îmi plac. Mă gândeam. Ce vrei să spun anume ceva? Nu, v-am întrebat. Zic când sunt în gardenă. Vrei să dea alea cu mingea după mine când intru teren în stadion, în tribună? Vrei să-și facă poze. Cu mingea în capul meu. Da. Ia credeți că, credeți, da, mă rog. Credeți că o să... credeți că o să mergem la turneul Carpați în sala nouă? Hai că ai pus-o în sfârșit. Și a revenit. Da. În decembrie. Păi asta o să fie du-te, mă, imediat. Da, nu, aici nu ține de Radu Moldovan. Nu. Aici ține de cine trebuie să facă. Bun, ce da, trebuie să faci niște... Alo? Da. Să faci niște hârtii. Mai mari eforturi. Așa. Și fii convins de treaba asta. Da. Ca alea care le-a făcut CJ-ul, Radu Moldovan în speță. Ca el să se poată mândri cu acest edificiu, că nu știu cum să-i zic. Nu cred că există oameni, dar pentru că statul român, așa lucrează funcționarii din statul român, nu o să o primească la sfârșitul său, crede-mă că nu o să o primească. Și am o comparație dureroasă și culmea că treaba asta a făcut-o un bistrițean. Pentru că se umpluse foarte tare și trebuia să se întâmple construcția celulei 2. A, așa, a, mă duceți deja la... Vă duc la Păscut, da, că tot vă place la așa. Da. Dosarul pentru care era necesar de avizare a stat la Ministerul Cultelor, da, așa. La domnul acela de la care cântă cu pana de păun, Sandu Pugna, așa. Una jumate. Nu dar ce-a făcut? L-a citit de 10 ori sau ce-a făcut cu el? Cred că avea 20 de refraf. S-au făcut rezumate, da. Deci, ți-am dat un exemplu aici și n-ar decât să vină Sandu să-mi spună că nu e așa. Că o să știu, are motive, că ar fi ministru, că nu i-a făcut, că vrăjeală, ieftină. Lui a fost frică de ceva, că acolo erau niște chestii mai dureroase, DNA se numește. Și a fost frică să nu vină aia să-l... Da. Un an jumate a stat, a fiert domnul președinte Radu Moldovan, pentru că nu e în regulă. Da. Nu mai aveam unde să punem gunoiul, frate.
Aici poți să mai amâni un pic, că nu intru în sala, că mai joc un pic în sala aia, dar acolo s-a îngropat treaba nasol. Punct. S-am făcut o comparație ca să știi că s-ar putea ca în decembrie să jucăm acolo. Am înțeles, nu. Dar e păcat tu să ai o sală de genul ăla, sală polivalentă de genul ăla? Nu se gândește așa, mă, bobul. Și s-o ții acum, o ții acolo așa. Nu se gândește în mine. Ăia care trebuie să dea cu așa, trebuie să-și ia el măsuri, să-și facă timp, să studieze, stocăm aer în ea. Stocăm ce este. Nu eu știu. Cred că ăștia de la ministerie, de pe acolo, de prin guvernul ăsta, stau și să gândesc că, bă, dacă le dăm drumul, ea consumă curent, apă, gaz. Crezi că poți să nu-i dăm acolo, drumul, să facem un pic de acolo economie. Acolo poți face și la 12 ziua, că tot nu e suficientă lumină cât să... Deci trebuie aprinsă lumina. Eu cred că pe considerentul ăsta... Nu cred. Glumeesc. Altele sunt spețele, dar probabil că așa va fi. Da, ce să zic. Deci o să ne îngrămădim în asta mică. Deocamdată, până mică, când se va întâmpla până... Nu, mă refer la trofeu, la trofeul Carpas. Eu aș vrea, îți dai seama că merg, oricare din noi își dorește să mergem acolo. Două la... minute. Da? No, bine că scap de timp. Da. Ești de gardenă. Este ceva în gardenă foarte supărat. Își revine imediat. Are dreptate că ai vorbit de Dinamo? Îl băgăm aici sub becurile astea și își revine, se înseninează. Nu se înseninează. Ai văzut? Ce amințeți, am băgat treaba ta. Eu ți-am zis, vezi că îmi pleci acum. Să-l scoate băcea la luminile rampei și gata. Ia să vii, să pregătește. Îți amintești și tu de un holograf. Să, de un... Să... Ce ură să urmă. Ia atent că să pregătește treaba ta. Eu spun că e bătaie acum când pleci. Nu știu, eu ți-am zis să nu vorbești de Dinamo. Îți mai iau un CD-ul cu Judas Priest și te liniștești și mă las pe mine. Și mi-ești un ticocu. Da. Încheiem, că... Hai că să ajunge cât am vorbit. Mulțumesc, domnul Tănase. Pentru puțin. Stimați telespectatori, aici punem punct ediției de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune.